Salut! Știu, v-a fost dor de mine și mie mi-a fost foarte dor de voi. Știți ce am aici? Aici, în mâini. Vă știți? Ia uitați. Voi. Ia, a, oh, uite, uite. N-o să mai am niciodată nevoie de aceste foi, în sfârșit. A trecut evaluarea națională, oameni buni. A trecut! Băi, deci nu pot să cred. Nici lui Luc nu-i vine să creadă. A trecut evaluarea națională. În sfârșit, o să înceapă vara. O să ne distrăm pe acest canal, pentru că suntem foarte mulți și în mulți o să ne distrăm super tare. Nu știu dacă a avut sens ce am spus. Important e că a trecut. Sunt în vacanță, ok? Așa că nu mai pot folosi niciodată scuza. Am examen, de asta l-am postat. Am spus acum o săptămână că voi posta un clip peste 2 zile. E ghinion, am examen, nu s-a putut. Da, deci nu se va mai putea folosi această scuză niciodată. Dar lui nimic găsesc eu alta. Deci, Ada, deci săptămâna trecută luni eram eu, vai să vezi dimineața, mai repet tot la română, ca să-mi intre bine în cap ce nu mai știu, gen așa, compunerile, frazele, gramatica, prostiile astea. Dar în special am repetat compuneri. Am repetat în acea zi în special compuneri și am zis eu seara, când așa ajung acasă și eu, sau după pregătirile de la școală, sau eventual pregătirile și în particular, fac la mate frumos. M-am ținut de programul ăsta, da, o zi, și atunci nici măcar n-am mai lucrat la mate în ziua aia, că am spus că lucrez a doua zi. Vreau să știți că mi-am pus astea ca să îmi detensionez creierul, ok? Dacă are vreun sens ce am spus. E luni seară, știu că îmi dăm, mă sună varmea. Alexia, vii cu noi, cu familia, la o terasă? Stau așa, meditez câteva secunde și zic da. Și închid cartea de română, o arunc pe pat și ieși afară, tată. Și m-am culcat și destul de târziu luni. Ei, marți, examen frumos, bla bla bla, au început, știu că, bă, frate, eu am deschis, vai, bă, eu am deschis subiectele, doamne, când am văzut acolo, pac, dramatic, vai, bucurie pe mine ce era, că eu învățasem bine astea, fabulos și dramatic, cel mai bine, a, și doilea, astea trei le știam, băi, ca pe tatăl nostru le știam, vai, frate, bă, deci după evaluarea la română, niște colegi de-ai mei au stat 2 ore într-una. Păi, am un coleg în clasă, băi, e mereu atât de revoltat. Dar cum adică să dea asta? Vai, da, așa, așa ziceți voi că luați nu știu ce note. Dar să vedem când vin rezultate. Bă, frate, fix așa faci. Nu vă spun ce note cred eu că o să iau, că nu vreau nici să mă supraestimez, nici subestimez. Așa că vom afla. Cel mai probabil o să pun pe story. Așa că dați-mi follow la Alexia Ștefania T, fără diacritice. Și pentru că nu știu ce să mai zic în clipul ăsta, cred că am cuprins tot așa ce voiam, nu uitați să dați un like, un share, să vă abonați, să activați clopoțelul. Eu am fost Alexia, voi tocmai v-ați uitat la povestioarea mea despre experiența mea în cadrul evaluării naționale. O să mai lucrez și niște alte. Doamne, în principiu o să mai dezbat acest subiect, dar la intervale după mult timp, după celălalt, ok? Deci, pa!